Putem întoarce în Vintelăboria, de fapt este filmul doamnei Marilena Rotaru, care face parte din documentarul Memoria Exilului Românesc. Și nu o să intru în amănunt, am fost întrebat de ce Vintelăboria. Dumnezeu s-a născut în exil. Este romanul pentru care a primit premiul Goncourt și iată se înțeles 59 de ani. A fost publicat în noiembrie 1960 și este o, să zicem, o așezare și o rânduială. Este important să vorbim despre Dumnezeu s-a născut în exil, despre filmul doamnei Marilena Rotaru, Întoarcerea lui Vintelăboria, pentru că astăzi trăim acest exil. Mă rog, nu știu în ce măsură realizăm ce plan are Dumnezeu cu noi. Însă Vintelăboria, care are un itinerar interesant, adică Italia, apoi Buenos Aires, Argentina, din 48 până 1953, Spania, Franța, din nou în Spania. Deci când se afla în Franța, a scris acest roman, Dumnezeu s-a născut în exil, pentru care a primit premiul Goncourt. Este un itinerar care ne încurajează în același timp să-L regăsim pe Dumnezeu. Am putea spune că Dumnezeu s-a născut în exil pentru ca să ne aducă pe noi acasă. Pentru că mulți dintre tinerii noștri români, din Italia, Spania și din toată Europa, din ceea ce am putea numi, nu știu dacă putem să numim exilul românesc, îl redescoperă pe Dumnezeu. Și probabil că de aceea îngăduie Dumnezeu că această peregrinare a noastră prin lume să se transforme într-un pelerinaj, într-un pelerinaj de regăsire a acelui acasă, pe care scriitorul Vintelăboria îl descrie mai ales în Dumnezeu s-a născut în exil. Este un itinerar în același timp în căutarea centrelor Pământului, cum spune el într-una dintre lucrările sale, când s-a întâlnit cu mari oameni de știință, precum Werner Heisenberg, Niels Bohr, când a călătorit și a dialogat cu mari filozofi ai secolului al XX-lea, teologi, în general cu ceea ce înseamnă centrul Pământului în ceea ce privește cultura și credința. Rugăm pe doamna Marilena Rotaru